Ia uitați, prieteni, sunt aici la F64. La F64, la magazin. Am venit lui patroana, că e ziua ei. E ziua lui patroana, mă, prieten. Deci, prieteni, am fost și i-am cumpărat un cadou lui patroana. Uite, salut, da, e și Sica aici. Sica, ia ține puțin aici. Ce ne filmez eu. Uite ce am luat lui patroana, i-am luat un cadou de ziua ei. Să fii sănătos, mamă. Bravo, patroana, la mulți ani. La mulți ani, patroana, la mulți ani. Hai, prieteni, să vedeți și voi, vin un coace. Ca să vedeți aici cadoul lui patroana. La mulți ani, patroană. Sănătatea asta era important, că mă încă doare 200 mâna. De ani. Deci, mă doare mâna, prieten, n-aveam cu ce să filmez. Uitați, am luat un trepied, prieten, cadou de ziua ei. Sănătate, prieten, vă mulțumim. N-avea trepied cu ce să filmeze, mă. Mi-a dat tate aia, tremura și mâna și trepiedul. Și trepiedul și mâna. Da. Serios, uite, acum a primit un trepied de ziua ei, ia pune patroana. Trebuie să treci și jos, patroană. Mai are acolo aia jos unde trebuie să filme, strângi. Nu. Gata. Trebuie să strângi și acolo jos. Ți-l strâng eu. Merge patroana. Da, merge. Hă? Merge. Gata, patroana. Leo, strânge-l și aici. Aici. L-ai strâns? Atât. Gata, patroana, te lasă că nu filmă. Doar ține-ți-l așa. Vedeți? Ia, patroana, ia-ți plasa. Ia, dați. Uite, Sica, și-ai primit și tu un trepied, Sica. Te pup, un cadou, mulțumesc. Vedeți? Te cu pup, plăcere, mulțumesc. Sica, să trăiești și tu. Doamne ajută, la mulți Doamne ani. Doamne ajută. Chiar dacă nu e ziua ta, e ziua ta când e? În martie, nu? În martie, da, vezi că ai ținut. Bravo, minte. La uite, mulți azi, ani. Prietene, am primit și eu unul, te pup, mulțumesc frumos. Doamne ajută, Sica. Ia uitați-o pe patroana, uitați-o cum vorbește. Ia uitați cum vorbește, cum ține telefonul. Uitați-mă, tovarăș, cum ține telefonul patroana. Deci, pe bune, vedeți? Hai bine, veniți mai târziu la melodii. Zici să vină, să facă și ei una. Mai ne ducem în oraș. Mulțumesc, domnule Leo, mersi pentru cadou. Un cadou surpriză, chiar aveam nevoie, dragi prieteni. Chiar, Doamne ajută, Sica. Nu mai aveam cu ce să mai filmez, pentru că al meu, nu numai că l-am bravo, mutat acasă, și chiar de-aia, vezi, eu fără trepied tot așa, nu pot să filmez. Da. Al meu s-a rupt acasă. Mamă, și mă chinuiam cum puteam și eu. Vezi, e rupt acasă. Vezi? Hai, Sica, că avem treabă. Hai, unde te grăbești, patroană? Hai, mă grăbesc, am treabă, trebuie să mă duc să-i abțizmi la urmă. Uleu, dacă mai aduci și în magazin... IDM? Dacă mai aduci și la magazin, mâncăm banii toți. Păi n-ai ce să faci. Băi, patroană. Patroană? Dar l-aveai cu tine pe băiatul tău, unde e? E pe aici, la mașină. Da, dacă nu-l găsește pe la magazine. Hai, dar hai. Unde e, serios? Hai, unde e mașina? Unde-i mașina? Uite acolo. Dar nu mai găsești pe Iona. Păi, băiatul tău doar. Are bani, că i-am dat bani eu să-ți ia țigări. I-am dat bani să-ți ia țigări. Păi de aia a plecat. Să duce la beutură, dacă nu-l mai găsești. Uite-l. Nu mai găsești. Îl lăsăm mașina mea. Eu așa l-aș lăsa. L-aș lăsa ci. Patroane, l-aș lăsa ci. Era în magazin la parter, a intrat și... Dar el se descurcă la tot Bucureștiul acolo. Păi da, dar unde e? Vedeți, da. Mă, prieteni, acum stăm noi după Ion. Dacă l-aș să descurcă... Stăm după Ioane, Ghileau. Bine, unde e? Vedeți? Vedeți? Ce ai luat acolo, Ioane? Piva! Ia dă o mie să bea eu. Păi nu beau cu gură, beau după tine eu? Păi nu, bei tu. Da, dacă beau eu... Bravo, hai dă-i ca să și filmez. Hai mă, dă-i să beau și o gură, că mi-a lăsat gura apă. Beau și o gură din berea lui, prieten. Ia ține, Ioane. Vedeți, mă, prieten, că e fratele meu Ion, pe cuvântul meu. Ion îmi dă din berea lui. Vedeți? Că eram nebun. Mama. Băi, prieten. Deci sete mi-a fost, n-ai, Ioane? Vezi cum îți fac poftă. Deci mi-a făcut poftă, pe bune. Vreau să-mi dea o chitanță ca să o pun în mașină.
mașină? Chitanță? Nu, numai dacă apăsați pe VLT-ul, e automat. E automat de plată pe care parcă. Am plătit 5 lei, o oră, dar nu mi-a spus ceva ca să prindă mașină. Mergeți la un magazin ăsta, vă dă, vă spune Zoana, da? Să rămână. Gata, Ioane, bravo, prieten. Deci, Ioane, Ioane Dilaua, prieten. Deci, cu Ioane Dilaua, sunt și cu patron aici. Dă-i bătaie sică. Gata, prieten, revenim. Prieten, suntem la OMV Pipera. Ioane, Ioane, vino cu ace. Vino cu a, mă, vino cu a. Hai, vino cu a. Ia vino puțin. Hai Ioane, vino cu aici, că stă la rând. Lasă-mă că stă la rând, vino cu a. Băi, aici erai șef la Pipera totodată. Ia vedeți, asta e Pipera, prieten. Drumul meu era când mergeam aici la mall și acolo la asta, la... Dar Nea Gigi, unde stă Nea Gigi? Ia spune. Nea Gigi, mai încolo. Ai fost la Nea Gigi la poartă? Am fost cu celălalt, două poartă. Dar ți-a dat 500, nu? De euro. Da, la asta, la Felicia. Ia spune. Nu, om. Hai mă, spune! Da, da, mi-a dat! Nea Gigi s-a dat 500. Eram eu cu cineva, cu două persoane. Eu cu Susereanu, cu ăla, cu Oară. Bă Ioane, dar tu... Cu... Dar s-a dat Nea Gigi că te-a văzut așa, mărât, sau era la costum, la cravat? Nu, eram într-o perechi de bruci. Aaa... Și e, bă, era unul care avea costum, el. Și a zis, bă, îi dau astfel ca mărânuție care stă în costum. Bă Ioane! Da, uite, ăsta e OMV-ul tău, Pipera. Vedeți, prieten? Deci suntem la Pipera. Deci suntem la Pipera, mă, prieten. Pe bune, suntem la Pipera. Unde duci, Ioane? Ia stai. Se duce la baie, că are bani. Se duce la baie, mă, prieten, la mișto, că are bani. Deci, pe bune, că are bani acum, Ioane Diloaica. Vedeți, chiar suntem la OMV Pipera. La OMV, la Pipera suntem. Am venit și noi să ne mai primăm, prieteni, pe aici. Vedeți, la OMV, la Pipera. Că pe aici umblam noi de mult pe timpul. Și Ioane Dilaua cu mine umbla. Mă, prieteni, ia uitați unde suntem. La OMV Pipera. Suntem la domnul Becale aici și cu patroana, ca să vezi cum ne face de râs. Nea Gigi ne face patroana de râs, Nea Gigi. La becari aici, să te vadă becari. Ia, cine să mă vadă? Becari. Ce să ne mă vadă becari? Hai. Pe ce ai luat patroana? Ați că mănânci acum, dar așa, te făceai de râs, ziceai. Bă, da. Mănânc cu mașină, mă, mai așa, mai... Da, mai așa, să nu te vadă lumea. Bă, patroana, ne faci bă, de râs? Bă, oțe, bă, Ioan. Măi, patroana, suntem aici, la OMV, la Pipera. Deci, pe bune, mă, patroana. Bă, prieten. Deci, pe bune, chiar mă face de râs patroana asta. Uitați și voi unde, unde a pus să mănânce pe capota mașinii. Mă mănâncă stică, Ioane, aici, că nu mă duc la restaurant. Nu mă duc la restaurant. Asta-i ziua ta, patroană. Înainte de ziua ta, patroană, la mulți ani. Stică, n-aveți pâine, cred. Lasă, că mâncăm și fără pâine, patroană. Stai și eu o bucată de salam. Să nu te mânjezi, stică? Păi, dar de ce nu pui jos acolo, ha? Aici zboară multe. Ioane, bă, te faci de râs, mamă, ta vină încoa. Uite, îl luai și de acasă. Iar și nouă câte o apă. Uite, îl luai de acasă. Iar și nouă. Aia, de aia la 2 lei, aia, ieftină. Pune să ia pâine. Păi de unde să ia pâine aici? Știi că o felie de salam vreau și eu. Hai, patronă, că vine poliția și ne dă afară de aici. Hai patroana, gata, lasă-mă că nu mâncăm. Păi sică, merge? Mamă, voi v-ați luat coastă, da asta mă sică? Da. Hai de toate, băi sică, ce e asta mă? Ia, ia tăie sică puțin aici. Ia uitați-l. La pâine. Hmm?
Patronul? Da. Vei patronul. Să fom aici la becari. Da. Ha? Dar unde să fom patronul? Am Ce mai tai? Patronul? Roșie. Vezi, ne sună la la becari la poarta. Să cerem și noi bani de la el. Ia să-mi sune, ce vede oameni, Batonă, nu mânca. Nelepta nu mănâncă călbea de oameni, uite rușine. Nu poate să vândă nimic, dar... Ia-le, uite, nu uite, nu uite, nu uite, nu uite, nu Patroane, mănânci, zică, vezi și mie, zică, o felie de asta la punct. Stai că te mașcă. Băi, patroane, să mă faci de râs aici la domnul Becari. Băi, zic că mi-ai tăiat pe pătrat. Ioane, te vezi de lume, ai rușine. Nu te-ai dus să iei un corp. N-ai de unde, nu-ți dă voie, până nu plec bilet de 3 ore. Unde, la Peco? Da, bilet de 3 ore, până cu acea alimentare, că e și pe zile și mă pune. Eu știu. Nu te vezi? Poate aia. Casca țigani. Ca să mă face să nu-ți patroană. Nu mai mâncat cu cuionul, de place ele. Păi de unde costă asta? De la noi, de acasă? De acasă, de la noi. Da. Gata, patronul. Băi, patronul. Îmi vezi la prostie. Îl faci pe un patron de râs, pe bune? Bă, da, da. Băi, Ioane, ia-o, ia-o de acolo. Ia-o de acolo. Hai, mă, iau. Pune-mi cos. Îmi câi. Doamne, tu te ai spune bine. Dar un scălut de 3 ore durează, până când te-ai spune tot. Nu te lasă. Chiar că pe zâna. Da, nu te lasă. Nu dă nimic. Băi, prieteni, pe bune, să te-am mâncat. Ai ciudat că mâncă. Asta e automat. Ia, automat că-i dă. Mă, că nu-ți dă corp de acolo. Auzi, bă, că nu-ți dă. Nu, nu, nu. Nu dă. N-ar voie. În momentul ce faci alimentare pe bazin, nu dă voie. Joane. E gestiune. Joane. Nu mai mâncare te faci de râs. Da. Bă, te faci de râs, te vede lumea, Ioane. Te cunoaște toată lumea. Păi lui Gigi pe care i-a dat 500 mai de mult. Nu e mai 500. Și te? Merios, da. S-a dat? I-am zis, la Gigi, pune în ramă. Si? A, pui. Te abordez, la Gigi.
Ah, mă, votez, după, poate el. Dar nu l-ai votat pe bune. Deloc. Păi de ce nu l-ai votat, zica? Era cu corcoată. Ce s-a supărat corcoată, da, a zis că îi dau și lui măcar 100. Mă, măcar 100, dă-mi și mie. Ce? Și nu i-am dat. Iată, cu corcoată. Nu mi-a căzut la patroana, tău. Mă, mâncare prea mult. Și că taie roșie aia să mănâncă leu. Prieteni, vedeți? Da. Am venit cu patroana SRL de la STH. Cu paponic. Măi, prieten. Dacă n-ai timp să te duci... E vorba că nu ne dăm mari, mă, prieteni. Noi mâncăm ca țigani, mă, fraților. Da, pe bune, nu ne dăm mari. Eu sunt învățat să mănânc și la 7 stele și la pe capota mașinii. Uitați pe aici. E vorba că o să vedeți voi schimbare la mine acum. De acum încolo, să vedeți voi figuri. Mănânc numai la stele Michelin, de acum încolo. Nu mai mănânc berbeți. Patroana, e rușine să mănânci, patroana? E rușine, dar ne foame. Uitați-mă, prieteni, mecul din Pipera. Aici ai OMV-ul în rond. Deci, vedeți? Deci suntem aici, prieteni. Mâncăm cu patroana SRL de la Streha. Patroana... Eu ne-am tărătat de mâncare, că scotea din coș mâncat mașină. Da, patroana, dar n-avem... Am mâncat patroane roșie cu salam. Da. Ia mănâncă șnițelul ăsta. Uite, eu am mâncat șnițel de pui. Mănâncă tu patroane, că nu mănânc șnițel. Am mâncat roșie cu salam, prietene, mi-a fost poftă. Pe bună. Vedeți patroana, prieten? Ia pe care ce dai eu aici. Păi n-am băie cu cuțitul. Da, bă. Dă, ia cuțitul să sară la lume. Da, bă. Ia, bă. Uite. Cam aici. E bună, nu? Da. Ce vorbești? Stai, patroane. Ioane, să vii să arunci din coș. Prieten. Asta e aventura noastră la București. Dar nu numai cu asta e acolo. Patroană? Da. Să fie de bine, patroană, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Dacă nu mâncăm din repezeală de sare, mâncăm țina. Păi de unde țina? Că mergem la studio acum. Așa fac toți care merg la studio. Iau o pâine întreagă, bagă niște felii de salam și mănâncă toată lumea la studio, artiștii noștri. Ia vedeți-vă, prieteni. Ia uitați blondul ăla, vă place? Hai că e bine. Băi, Ioane, vino că te faci de râs. Hai. Dă și eu. Păi nu. Da. Ok, mulțumim. Hai mă, Ioane, fă curat, nu ne urci în mașină să pleci. Hai. Așa, că le duc la curie.
Aruncă-o. Vedeți, mă, prieteni. Hârtie, sunt pe mașină, nimic. De la dumneavoastră e o hârtie de aia, să ne strângem pe mâini, pe... Ia vezi că e hârtie, e sică. E hârtie la mijloc, acolo. Dă-o jos aia. Vedeți, mă, prieteni, am făcut de râs, am mâncat pe capota mașinii. Mănânc jumară, mamă, mănânc. Jumară, Ioane, auzi, mâncam. Hai, mare, mare, mare. Mănâncă sigur, părunc. Dar suc ceva apa, 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 aveți? Suc apa, aveți? Dacă ia apă, nu le văd, spală asta. Nu, mă, nu poți bea din cara, dar lasă că bea din sticlă de ei. Păi să bea și ei, mă, pune în cană ei. Bagă și noi. A, aia da. Păi, Ioane, tu ești, dă-ți anul jos. Scuți-mă și lasă-mă și pe bata. Ia, Ioane, și strânge alea, că supărată. Nu e frumos să aruncă. Aici, știu pe ăștia din Eva. Ioane, nu-i frumos să lași pe jos. Hai, nu le-a să-l. Hai, dă-l-l-l. La partea mea. Veruță, că dai pahar să-l. Să-ți arăt prești. Hai, dă-l-l-l. Să-ți arăt în apartament prești. Azi, eu. Ia, hai, dă-l-l-l. Mâncarea asta, bagă-te-o într-o pungă, bănânc mai târziu. Patroană. Se mai mănâncă mai târziu, aruncă-o. Hai. Ia-o, patroană, și mănânc. Ia-o, închide-te-o puțin mie. Hai. Bă, prieteni, am făcut masa. Bă, prieteni, ia uitați mașina noastră, mașina lui patroană. Uitați ce mașină e cu căluțul ăsta. E pe jos, mă, prieteni. Nu mai umblăm cu Mercedes acum. Uite, vrea patroana să mă facă pe mine acum om de casă. Deci, prieteni, vă place aventura noastră? Deci, aventura noastră de la București vă place, mă, prieteni? Deci, aventura noastră de la București. Uitați-vă aici, prieteni, sunt cu patroana. Mie nu mi-e rușine. Uitați, dar l-am făcut de râs pe Ioane din aua, da, pe fratele meu. Hai, Ioane, urcă. Pleci? Hai să mergem, hai. Unde să mergem? Unde, mă? Ia uitați, prieteni, din nou. Ioane, unde plecăm? Auzi, patronă, Ion, hai să plecăm. Hai, că gata, plimbare-mi destul coșul de la cărare. Sică, gata, ia coșul, sică. Ai șters mașina, ai spălat? Nu știu că așa puțin. Hă? Ia, Ioane, deschide, pune coșul, hai. Deschide, unde? N-ai loc pe porba. Pune, mă, numai miroase înăuntru. Pune-l aici, așa. Nu ții prin eclemele alea. Băi, eclema asta, ne-a numit. Ia janta, mai bine, mai bine. Ține de dacă spun că nu. Așa. Hai. Nu așa. Așa, până la... Gata, Ionule. Gata, prieteni, vedeți? Acum patroana s-a pus la drum. Gata, mâine e ziua ei. La mulți ani, patroana. Gata, hai, sică. Gata, am plecat, prieten. Deci, prieten, gata. Am plecat, îl vedeți și pe Ioane Diloaica. Ioane Diloaica aici cu noi. Uitați-l și pe patroană. Uitați-l și pe sică. Bă, pupăm. Uitați-vă și pe mine. Bă, pupăm, prieten. Asta a fost aventura de noastră, a noastră la București. Bă, pupăm, prieten.